Apostolul Petru scria în prima epistolă, capitolul 1, versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și ascultați motivul pentru care să fie binecuvântat. După îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. Amin. Slăvit să fie Domnul. Am citit din cartea Iov, capitolul 1, despre o discuție care a avut loc înaintea Domnului, când fiii lui Dumnezeu au venit și s-au înfățișat înaintea lui și a venit și Satan în mijlocul lor. Și în versetul 8 este scris, Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Îmi plac mult cuvintele astea. Dumnezeu l-a numit pe Iov robul lui. Aș vrea să ne întrebăm în dimineața asta, dar sincer, oare suntem robi Domnului? Sau ai cui rob suntem? Ce zice Dumnezeu acolo în cer despre noi? Observați discuția aceasta și cea din capitolul 2 a fost despre Iov. Dar Iov nu avea cunoștință de ceea ce se discuta despre el. Oare se discută și despre noi așa în cer, în absența noastră? Sigur că da. Așa e că noi ca oameni am vrea să participăm și noi la o asemenea ședință? Cum adică se discută de mine? Vreau să fiu și eu acolo, nu? Dar ce credeți că ar fi bine? La ce ar ajuta prezența noastră la o asemenea discuție pe tema noastră? Oricum, cei care discută de noi acolo în cer, ne cunosc mai bine de cum ne cunoaștem noi. Au toate datele despre noi. Pot să discute, nu le lipsește nicio informație. Au toată autoritatea asupra noastră. Nu mai trebuie să ceară aprobare nimănui. Sunt în competență, în drept, să discute. Ce se discută acolo în cer? Pe seama noastră, în absența noastră. Care-i starea noastră spirituală? Sau altfel spus, e o bătălie pentru noi. Domnul vrea să fie mai lui și Satana? Ne-ar vrea el. E un interes major în lumea spirituală pentru sufletul nostru. Doamne, conștientizează-ne de această realitate. Vedeți, uneori avem mesaje despre sfatul lui Dumnezeu, despre planurile Domnului, despre a diavolului. Da, atunci când trăia Iov se discuta despre el și despre alții, pentru că scrie aici în cuvintele lui Dumnezeu, nu-i nimeni ca el, adică și alții erau evaluați la rândul lor. Acum se discută despre noi. Ceea ce a declarat Dumnezeu mai departe despre el sunt următoarele cuvinte. Este un om fără prihană. Și Dumnezeu a repetat, hai să spunem, în 1 cu 1 scrie autorul, dar în 1 cu 8 a zis Domnul. Și apoi în capitolul 2, în versetul 3, din nou Domnul. Este un om fără prihană. Și Dumnezeu a mai vorbit despre neprihănirea lui Iov, vă citesc din cartea profetului Ezechiel, capitolul 14, următoarele. Versetul 14 vorbește despre cetăți și despre pedepse pe care Dumnezeu le lasă datorită stărilor de păcat. Și dacă ar fi în mijlocul unei asemenea cetăți, acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Adică așa era de deosebit Iov, încât și dacă o cetate întreagă ar fi fost nimicită, el ar fi rămas. De altfel, ceilalți doi colegi al lui de neprihănire, chiar dacă n-au trăit în aceeași vreme, au toți trei aceeași caracteristică. O, de ne-ar putea însoți și pe noi asta. Printre altele, știți ce observ în mod deosebit la neprihănirea aceștior trei?
în vremea lor, în mod deosebit al lui Noe și al lui Iov, nu era nimeni ca ei. Și asta pentru ei nu era un orgoliu, că nu e nimeni ca mine. Și e de evidențiat faptul că alții aveau standarde de neprihănire. Să admitem că mai erau oameni. Mă refer acum la Iov mai mult. Dar mai jos. Spre ce țintește starea noastră spirituală? Că adesea întâlnim oameni care spun, așa alții sunt așa. Așa se întâmplă acum, așa cred și alții, așa practică și alții. De ce n-am țintit la o stare de neprihănire care s-o coteze, Domnul bine, nu ochii noștri sau privirea celor din jur? Cine putea să-i bagi de vină la Iov? Cine putea să-l ia pe Iov la rost și să îi facă observații? El s-a silit pentru sine. Pe noi cine putea să-l mustre? Poate l-ar fi lăudat toți din jur, în sfârșit, și tu ca noi. Cum spunea cineva într-o discuție, că a întâlnit un pocăit mai fire și zicea, nu, așa, da, cu tine mă pot înțelege, dar cu cutare, la asta nu participă, cealaltă nu-i place. Tu ești de înțeles, cu tine pot să mă duc într-o ieșire, putem vorbi, putem glumi. Lumea agrează o stare de neprihănire care să admită, să poată trăi și firea pământească. Dar oamenii aceștia, sau gândiți-vă și la Daniel, fără să le predice alții, aș putea spune fără proroci, fără învățător, s-au silit ei și Dumnezeu a apreciat asta. O, de ne-a silit fiecare de noi să placem Domnului. Asta spune Pavel în Galateni 1. Dacă aș place oamenilor, cui rob sunt? Deci un rob adevărat. Cum se spune că un cântăreț, după ce și-a expus piesa și sala l-a aclamat, era tot trist. Și un prieten i-a zis, dar tu n-ai savurat aplauzele din sală? Și l-a zis, ochiul meu a fost la maestru. Nu-i mulțumit de prestația mea. Asta ar trebui să fie dorința noastră când vorbim de neprihănire. Ai cui roi suntem? În fața cui ne silim să fim plăcuți? Cine ne dă nouă notă? Cui trebuie să-i placem? Doamne ajută-ne! Amin! Vreau să trecem mai departe și să observăm puțin în cartea Iov. Deschideți, vă rog, la capitolele 29 și 31 câteva aspecte ale neprihănirii lui. O să notez în fugă 5 domenii. Mai întâi, primele 3, alea definite în Mica 6 cu 8, dreptatea, mila și smerenia, să fie ușor de ținut minte. Mai întâi, dreptatea. Iov, capitolul 29, citim de la versetul 14. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mea era manta și turban. Versetul 17. Rupeam falca celui nedrept și smulgeam prata din dinți. Întoarceți la 31, de la versetul 13. De-aș fi nesocotit dreptul, e vorba de dreptate, slujii sau slujnicii mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecile mamei mele nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dumnezeu, zice în cartea profetului Isaia, capitolul 65, versetul 5, tu ieși înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptate. Erau situații în mod deosebit în raport cu slujile în care cine ar fi putut să le ia pe Iov la rost că nu-i drept. Mai cu seamă în antichitate, când stăpânul avea drept total asupra slujii, era un argint al său. Să fii drept, să-ți placă dreptate, stai un punct puternic în neprihănire. Doamne, ajută-ne! Al doilea, mă întorc la Iov 31, mila. 31 de la versetul 16. Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am lăsat să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea fără ca orfanul să-și fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă,
Dacă am văzut pe cel norocit ducând lipsă de haine și pe cel lipsit de învelitoare, neavând, fără ca inima mea lui să mă fi binecuvântat, fără să se fost încălzit de lâna miilor mei, Doamne, ajută-ne să înțelegem că iubești foarte mult și mila, să ne dea bunul Dumnezeu o inimă miloasă, care să vadă nevoile, pentru că altfel putem trece ca preotul și levitul, considerând că nu-L cunoaștem, nu-i de datoria noastră, noi avem altă treabă, da? Însă a ne opri, a cerceta, a găsi motivație pentru a ajuta, asta face foarte mult, este un domeniu cheie în neprihănire. Al treilea, smerenia. Continuăm să citim de aici, de la versetul 24. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat din mărimea averilor mele, de mulțimea bogăților pe care le dobândisem, bogat și smerit, da, iată că se poate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne smerim. Că știți vorba aceea, de smerenie n-a murit nimeni, dar de mândrie toți. Și smerenia are mai întâi de a face cu mintea, cu felul cum privim spre alții. Biblia spune să privim pe fratele nostru mai presus decât pe noi înșine. Are de a face și cu felul în care privim, ochii trufași, felul în care ne îmbrăcăm, da? Multe domenii are la rândul ei mândria. Dar smerenia este binevenită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu dă har celor smeriți și pedepsește aspru pe cei mândri. Spune Scriptura în privința mândriei, 31 cu 23 psalmul, pedepsește aspru pe cei mândri. Dumnezeu să ne ajute și la capitolul ăsta să fim credincioși. Amin? Un al patrulea domeniu, și ăsta foarte important, vorbirea. Citeți mai departe aici din capitolul 31 din Iov. Spune mai bine ne întoarcem la 29. De la versetul 22. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Cuvântul meu era pentru ei o rouă binefăcătoare. Li se muia inima, când le se muia inima, le zâmbeam. Îmi plăcea să mă duc la ei și eram ca un mângâietor lângă niște întristați. Știți că spune Isaia și despre Domnul că a primit o limbă ca să ridice pe cel doborât de întristare. Și din capitolul 31, acum versul 30, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Sunt două aspecte importante la limbă. Unul, să nu vorbești ce nu trebuie, și doi, să vorbești ce trebuie. Să mângâi, să ridici, să ajuți. Doamne, ajută-ne! Mulți greșim în multe feluri, zice Iacov în capitolul 3, și nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit. Iov a ținut foarte mult la felul în care vorbește. Și acum cu telefoane, cu societatea asta, cu tehnologia actuală, e foarte ușor să ne scăpăm să vorbim ce nu trebuie. Spuneau frați care au făcut închisoare, poate singuri în celulă ani de zile, că erau uimiți de câtă vorbărie goală este între oameni. Da, spunea un frate în vârstă, fratele Simeon Manciu, trăit aproape 100 de ani, mai spre bătrânețe și a mai pierdut din auz și zicea, acum numai ce îmi dau seama ce har este să n-auzi toate vorbele, cât tare multă vorbărie este. Dar în schimb, cât de mare nevoie ar fi de o vorbă bună la vreme potrivită, ce înțeleptul că este ca și ceva de metal prețios, măr de aur într-un coșuleț de argint. Doamne ajută-ne, amin. Și încă un ultim domeniu la capitolul neprihănire, iar foarte, foarte actual, domeniul moral. Iov 31, de la versetul 1. Făcusem un legământ cu ochii mei. Legământ înseamnă ceva ce rămâne pe toată viața, nu se poate schimba, revoca.
nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Întoarcem pagina. Versetul 9. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, versetul 11, aceasta ar fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsite judecători. Ascultați ce-i imoralitatea. Un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi răpădit toată bogăția. S-a silit să fie curat. Știți că în vremea aia unii aveau mai multe femei, la Iov întâlnim una. Foarte categoric. Vin adesea tineri, dar chiar și bărbați căsătoriți sau femei, care se lasă ispitiți la capitolul acesta. Pentru că nu au un legământ categoric și nu păstrează distanța regulamentară. Efectiv, trebuie întors capul, nu zăbovit asupra vreunei imagini. Așa doar se păstrează neprihănirea. Altfel, spunea Domnul, cine se uita și păcătuit. Și părerea mea că acolo se înțelege textul că dacă își permite să se uite, de fapt merge mai departe. Nu se oprește acolo. Că trebuia să pună hotarul înainte de privire, nu după privire. Acolo l-a pus Iov. Cu o astfel de neprihănire și dacă pierde toată cetatea, poți să rămâi. Și cu siguranță sunt și alte domenii, le-am amintit pe acestea. Dreptate, milă, smerenie, curăție morală, un limbaj curat și binevoitor. Și un ultim gând, ăsta e mai important. Cum a reușit Iov să-și păstreze o asemenea neprihănire? Eu cred că răspunsul este în cuvintele Domnului, revin la Iov 1:8. După ce zice că este un om fără prihană, apar trei calități. Cum se poate păstra neprihănirea? Și astăzi suntem la cina Domnului. Am citit recent o descoperire dată cu vreo 30-40 de ani în urmă, care a fost repetată, în care se spunea că sunt trei categorii de membri în biserică ce sunt vinovați în ce privește raportarea la cina Domnului. O categorie care o iau din rutină, e cina Domnului, fără să se gândească ce valoare are, fără să dea slavă lui Dumnezeu. O a doua categorie, care o iau în chip nevrednic, adică își permit să nu trăiască în mod curat înaintea Domnului, dar ei iau cina. Unii poate merg chiar cu gândul până acolo ca să nu vadă alții că eu am probleme. Dacă particip la cină, se crede că sunt în regulă. Și a treia categorie, care nu se pregătesc. Spunea Domnul și asta mi s-a părut interesant în acea descoperire, cei ce nu se pregătesc și ar putea să se pregătească să se curățească, sunt la fel de vinovați ca cei ce iau în chip nevrednic. Dumnezeu să ne păzească. Cum se poate trăi ca să poți fi la cina Domnului? Cum se poate trăi într-o asemenea neprihănire? Iată cele trei puncte de sprijin puternice. Curat la suflet. 1 Timotei, capitolul 1. Citesc cuvintele Apostolului Pavel de la versetul 5. Ținta poruncii este dragostea care vine, deci care izvorăște, care are ca suport o inimă curată. Cuget bun. Și scrie tot aici în versetul 19 să păstrezi căția și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Adică sinceritatea, lasă conștiința să-și facă lucrarea în ființa ta. Fii sincer când te rogi, când te mărturisești, când discuți. Curat la suflet. David știa aceasta, de aceea zice el în Psalmul 24, versetul 3. Cine va putea să suie la muntele Domnului? Printre altele, cel ce are inima curată și nu-și dedă sufletul la minciună. Iuda, cel care s-a pierdut, a fost un fals. N-a fost sincer, n-a fost curat la suflet. Despre Simon scrie în Fapte 8:26, îi spune Petru, inima ta nu-i curat. Tu zici una, dar de fapt urmărești alta.
și era prins în lațurile fără de lege. David, ca unul care, așa cum aminteam, știa ce valoare are curăția de inimă, zice într-una din rugăciunile sale, 1 Cronici 29, când a dat pentru casa Domnului și a dat mult, n-a dat nici să fie văzut, nici doar că avea că era împărat să rămână el în analele construirii templului ca și donatorul de bază, a dat în curăție de inimă și se roagă el, 1 Cronici 29, citesc versetul 17, știu, Dumnezeule, că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Asta îi plăcea la Dumnezeu, la David, la Iov și asta urmărește și la noi. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Că, Doamne, n-am niciun interes ascuns. Tot ce fac, fac cu inimă curată, adică în transparență. Doamne, ajută-ne și nouă. Când am pierdut asta, nu mai mergem mult, sau și dacă mergem, șchiopătăm, dar în fața Domnului nu mai suntem curați. Eu nu cred că fariseul acela care s-a suit la templu, despre care scrie în Luca 18 și la versetul 9, că-și conștiința lui sau el nu știa care sunt minusurile lui, dar n-a vrut să le spună înaintea Domnului. Le-a trecut cu vederea și în discuții și în imaginea care voia să o aibă față de oameni. Curăția de inimă. A doua calitate care l-a ajutat pe Iov să fie neprihănit. Iov 1:8. Și nu uita, sunt cuvinte rostite de Dumnezeu. Se teme de Dumnezeu. Trăim într-un creștinism, nu spun doar societate, care are din ce în ce mai puțină frică de Dumnezeu. Permisivitatea pleacă de aici, stările de păcat, nebunia de fapt a păcatului. Spune Scriptura în Psalmul 111, versetul 10, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Vrei să apuci pe drumul cel bun, ține cont că Dumnezeu e încertul pe pământ, cum spune Solomon Eclesiastul 5. Toți cei ce o păzesc ca o minte sănătoasă, slava lui ține în veci. Mă aud pe câte unul spunând, fraților, să nu ne fie teamă de Dumnezeu, ca și cum că ne-ar pedepsi, ca și cum că ne-ar bate. Unde scrie asta în Biblie? Ba da, de Dumnezeu trebuie să ne fie teamă. Cum a vrut Dumnezeu să se teamă evreii la Sinai. Și în Noul Testament e scris cu atât mai mult, că Dumnezeu este foc mistuitor. Și Apocalipsa în viitor, zice acolo, Doamne, cine nu se va teme de numele Tău, Apocalipsa 15. Iov se temea și scrie, chiar în versetele care le-am amintit din 29 și 31, scrie acolo că mă temeam de Dumnezeu. Cum adică nu m-a creat și pe mine și pe sluga mea Dumnezeu? Și mă vede Dumnezeu. Temerea de Dumnezeu e conștiența că Dumnezeu te vede și că te pedepsește dacă nu ești cum trebuie. Da? Scrie mai departe, în 112:1, lăudați pe Domnul, ferice de omul care se teme de Domnul. Frica de Domnul este de o mare valoare pentru noi ca oameni. Să nu-ți permiți să te temi să păcătuiești. Evident că asta are de-a face și cu a te teme să nu-L jignești pe Dumnezeu, dar și cu să nu-L mânii. E uimitor să vedem în Biblie cât de frecvent scrie de mânia lui Dumnezeu. Orice păcat îl mânie. Iov știa asta și se temea de Domnul. Sunt multe referințe în Biblie, este un subiect în sine, nu vreau să-l detailez, vreau doar să-l țin în minte. Deci Iov reușea să-și ducă neprihănirea la asemenea cote, pentru că era curat la suflet. El se temea de Dumnezeu în tot ce făcea. Îl lua în calcul pe Dumnezeu. Și a treia calitate, iarăși de neglijat mult în vremea noastră, și tot Dumnezeu a rostit-o asta și încă în mod repetat, și se abate de la rău. Problema abaterii de la rău e de la consumul din pomul cunoștinței binelui și răului. Dar definirea a ceea ce este bine și ce este rău este foarte mult discutată în vremea noastră. Asta nu-i rău. Asta nu-i rău.
Dar ce eu spun ce e bine și ce e rău? Eu definesc, eu am autoritatea aceasta. Eram undeva la o nuntă, la masă și o soră îmi prezintă pe fiica ei, una măritată, alta nemăritată, asta măritată cu soțul. Și eu zic, da, soră, de ce n-ai luat pocăința lui mamă ta? Te văd cum arăți, cu aurituri, îmbrăcată, știți cum se umblă pe la nunți? Zice, dar mie soțul îmi dă voie. Și el de lângă ea zice, da, eu îi dau voie. Dar de când avem noi autoritatea asta să definim noi și să dăm voie sau să nu dăm voie? Eu decid. Scriptura spune foarte clar, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, feriți-vă de orice se pare rău. Deci numai se pare că e rău. La capitolul îmbrăcăminte, aurituri, dacă tot aminteam, vorbe, sau cum se spunea într-un mesaj, de consum de bere fără alcool, sau vizualizări, participări la sport, unora, și că se pare că nu-i mult rău în asta. Dacă se pare, dar nu ție neapărat să ți se pară, trebuie să ții cont și de cugetul altora, dar în primul rând de voia lui Dumnezeu, de adevărurile sale. A te feri de rău este indispensabil în a-ți putea păstra neprihănirea. Altfel, te încurci. Spune Scriptura în Cartea Proverbe, capitolul 4, un sfat al înțeleptului, versetul 13. Ține învățătura, nu intra pe calea celor răi, ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Versetul 19, calea celor răi, deci care nu știu să facă deosebire între bine și rău, e ca întunericul gros, ei nu văd de ce se vor potigni. Ca să putem face deosebire între bine și rău, aș vrea, vă îndemn să ne rugăm ca Solomon. El spunea, deși apoi și-a permis el într-un mod păcătos, în 1 Împărați 3:9, când se roagă, Dumnezeu îi oferă dreptul de a cere ce dorește, dă dar robului tău o inimă pricepută să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Asta e mare har, mare calitate, să poți deosebi binele de rău. Și ca atare, cum zice în Romani, capitolul 12, versetul 9, asta e tare frumos să procedăm așa, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Eu v-a ținut foarte mult la asta. Asta pare a fi rău, nici nu mă ating, nici nu mă apropii. Asta pare a fi bine, cu magnet. Lipiți-vă tare de bine. Ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în ultima vreme prin mesaje, de altfel scrie în primul rând în Scripturi. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, să fim robii Lui, ca Iov. Diavolul vine cu oferte. Mai întâi îți dă starea aceea de a nu fi sincer. Apoi vine și îți induce un curaj nebunesc să nu-ți mai fie teamă de Dumnezeu. Și apoi negociază cu tine ce e rău, ce nu e rău, mă accept, mai lași și neprihănirea s-a evaporat. Și pe nesimțite scazi și ajungi departe. Doamne, fie-ți milă de noi. Repet ce am avut pe inimă să spun. Despre noi se discută în cer. Se fac planuri, se iau hotărâri. Noi nu suntem prezenți acolo, dar de fapt nu m-am încurcat dacă am fi. Că cine discută despre noi știe ce se discute și are autoritate. Se discută care e starea noastră spirituală. E o bătălie pentru sufletele noastre. Să ne ajute Domnul să-i aparținem Lui. Să trăim, hai să zic versetul acesta în încheiere, din Psalmul 119, dacă tot am amintit cuvântul neprihănire, ci în versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale. Partea a doua accentuez. Fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Dar dacă vrei să trăiești în neprihănirea cerută de Domnul, fii curat la suflet, teme-te de El și abate-te de la rău. Doamne, ajută-ne! Amin.